Marți 27 octombrie, sub coordonarea profesorilor Magdalena Neculae, Cosmin Țăranu și Adriana Corburai, un grup de peste 40 de elevi de la școala numărul 5 Emil Gulian a desfășurat vizite informative la Consiliul Județean și Primăria Giurgiu. La sediul Consiliului Județean Giurgiu, elevii au fost întâmpinați de vicepreședintele Dumitru Gavrilă, care le-a oferit acestora informații detaliate despre activitatea instituției. La Primăria Giurgiu, viceprimarul Liviu Popazu le-a vorbit copiilor despre activitatea instituției, istoricul clădirii ce găzduiește la acest moment primăria, dar și despre rolul Consiliului Local Municipal. E o clădire interesantă și un loc de muncă interesant. Sper ca mulți dintre voi, peste câțiva ani, să lucrați aici. Care cer de serviciu, care director, care primar și așa mai departe. Consilier. Ce să vă spun eu? Primăria n-a funcționat mereu în clădirea asta. Până acum vreo 15 ani, primăria orașului nostru se afla sau funcționa într-o clădire de presbara din ceea ce învățăm în orașul, unde este acum școala de muzică. O clădire mai mică, o chestie. Totodată, elevii au mers în sala de Consiliu Local, locul unde se iau cele mai importante decizii, ba chiar au stat pe scaunele consilierilor, unii dintre copii gândindu-se că poate cândva vor fi și ei consilieri locali. Trebuie spus că vizitele se înscriu în cadrul unui program de responsabilitate socială implementat de Kaufland în parteneriat cu Ministerul Educației. Așadar, la începutul acestui an școlar, Kaufland România a dat startul unui nou concurs ce se adresează unităților de învățământ din țară, un program sponsorizat de retailerul german și organizat în parteneriat cu Școala de Valori și Ministerul Educației. Denumit Olimpiadele Kaufland, programul se adresează tuturor unităților școlare publice, grădinițe, școli elementare și gimnaziale, precum și licee, cele mai implicate echipe formate din copii și dascăli, putând câștiga pentru școala lor o sponsorizare ce urmează a fi folosită pentru diverse investiții necesare acesteia.